Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendentul în nord în gemeni, foarte scurtă despre sfârșitul lui decembrie. În timp ce am amestecat cărțile, am împărțit cărțile, da, cu orice om care trebuie să-și le amestece, da? Și a apărut asul de cupe și puterea. Asul de cupe urmat de cavalerul de vâte, moartea și șase de spade. Distanța dintre voi și cineva, separarea, încercarea de a vă separa mental de cineva, vă readuce pasiunea și dorința de a exprima dragostea într-o formă sau alta față de cineva. La capătul celălalt, da? Aveți puterea și nouă de bâte. Este un personaj care vă inspiră, eventual, dar vă și provoacă să deveniți mai puternici. Eventual, și unul și celălalt vă abțineți în exprimare, dar cu cât vă abțineți, cu atât, repet, pentru că 8, într-un fel sau altul, da, guvernează casa a 12, moartea și renașterea a scorpionului. Cu cât vă abțineți, cu atât dorința este mai mare și nu doar dorința de a exprima fizic, dar și emoțională. Dar eu amestec cărțile, rămâne de văzut. Am văzut asul de cupe de mai multe ori. Gemeni, soare, lună, Venus, ascendentul în nord în gemeni. O dată, de două ori, sfârșit de decembrie, de trei ori. Spade. Mai, prea multe gânduri vă faceți, dragii mei. Să pun așa. Să rămână și decorul. A mai rămas ceva din decor? Da? 9 de spade. Asul de monede. Luna. Și temperanța. În primul și în primul rând, vă faceți griji. Oricineva își face griji cum să manifeste o nouă relație cu voi, o nouă relație sau o nouă oportunitate. Da, își face griji, are niște frici cu această lună și nouă de spade care stau în calea manifestării. Ce înseamnă manifestare? Să pui în practică, printre altele, da? Și pentru acestea, până se pune în practică acest as de monede, trebuie să vă temperați și voi și ei și cine o fi în această situație, pentru că variază, și să vă vindecați. Să vă vindecați emoțional, să vă echilibrați emoțional. Oh, am tras cu ochiul și urmează un 10 de cupe. E cineva care vă face foarte fericiți, dar trebuie să alegeți înspre a merge înspre ei, pentru că e o distanță cu trei de bâte, da? Sau a sta pe loc în gânduri, unii dintre voi. La capătul setului, exact alegeri, da? Doi de spade, spânzuratul, stagnare, ori manifestați magicianul, ori stați pe loc. Simplu! Este atât de simplu. Ori puneți în practică, ori stați și meditați sau stați în relațiile care vă țin pe loc. Ia. Da, sunteți răniți, suferiți, într-adevăr. Și în primul rând suferiți din cauza că nu puteți să luați o decizie voi sau altcineva. Cineva trebuie să... Eu zic, vedeți unde sunteți, pentru că etalele sunt generale. Dar e vorba de decizii, e vorba de planuri. Hai să vedem. Văd că aveți și o regină de monede care posibil să vă spioneze pe unii dintre voi. O regină de monede. Pentru mine este soție sau mamă care vă cam urmărește pe unii dintre voi. Acum, hai să mai vedem ce mai simt. Acest as de monede, repede, poate să fie un proiect la locul de muncă, dar după cum arată cărțile, este dorința unora dintre voi secretă de a echilibra o situație între două suflete. Care sunt, băi, oamenii ăștia când se întâlnesc sunt super, super fericiți. Super fericiți. Și atunci dacă ești fericit, de ce să stai în frică și în stres? Că te urmărește, da? Că te urmărește soția, mama sau cine știe, da? Aici trebuie vindecat o relație sau un stil de viață în care vă implicați prea mult în prea, voi sau ei, evident, prea mult în prea multe chestii, da? Și nu vă bucurați de ceva special.
Așa simt. Hai să mai vedem. Clarificăm cărțile pentru Gemeni. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni. Sfârșit de decembrie. O dată. De două ori. Ah! Și apare 6 de monede. Da? E o situație dezechilibrată care trebuie echilibrată de 3 ori. Dacă vreți să faceți un proiect, să vă implicați într-un proiect care să aducă bucurie și entuziasm celor din jur, așteptați eventual o finanțare. Dar, repet, cum să manifestați? Cum puteți să manifestați? Trebuie, în primul rând, să vă vindecați pentru că aveți un stres. Aol, vine sau nu vine sau ce se întâmplă? Da? E un stres. Gândurile atrag fricile emoționale. Mintea merge mână-mână cu sufletul. Hai să vedem. Să te încărțile. Pentru gemenuți și gemenuțe. A 6 de spade. 3 de spade. 9 de cupe. Ce frumos. Regele de cupe. Master. Ia, hai să mă trag cu ochiul. Extraordinar. Extraordinar. 10 de cupe și asul de cupe. Măi, gemenilor, măi. Măi, gemeni, eu n-am decât Marte și Saturn aici, că dacă aveam ascendență, m-aș fi bucurat totuși. La capătul setului de cărți am zis că cineva vă urmărește. Pentru mine, această carte este a spionilor, a geloșilor, a celor care vorbesc pe la spate, bârfitorilor și a conflictelor, într-adevăr, mentale, pe care le puteți avea și a discuțiilor pe care le puteți avea voi sau cealaltă persoană, dacă... Într-adevăr, este un al treilea element, să nu zic, nu să ai o a treia persoană, un al treilea element. Vreți să faceți o nouă afacere și cei din familie, nu, că nu se merită, că nu, știți, o nouă afacere, în sensul că asul de monede. Dar, după cum arată cărțile, ați încercat să vă detașați de o persoană. Ați încercat, sau distanța, 6 de spade, dintre voi și încă o persoană, 6 de spade și 9 de bate, de spade, a accentuat starea de stres în care sunteți, va accentua dezamăgirea și din cauza acestei realități, da, ați ajuns la concluzia că inima voastră nu poate fi vindecată decât dacă puneți în practică ceva. Dacă realizați, dacă oferiți un cadou cuiva care este dezamăgit sau veți primi voi, dacă sunteți dezamăgiți, așteptați un cadou de la viață, în primul rând, da? Poate să fie și un cadou, poate să fie un gest de împăcare cu temperanța, cu asul de cupe față de cineva pe care iubiți foarte mult. Evident că poate să fie și invers. Pentru unii dintre voi ați încercat să vă detașați mental de cineva. Ați încercat să manifestați ceva nou și acel nou v-a adus dezamăgiri. Dar există un personaj în viața voastră care vă inspiră. Temperanța pentru mine inspiră. Vă inspiră dragoste, vă inspiră vindecare, vă inspiră, vă învață să ieșiți din frici, din fricile și dezamăgirile anterioare, prezente, și vă învață într-un fel energetic, aș spune, emoțional și mental, dacă rămâneți în această comunicare telepatică emoțională cu acest personaj, poate, am zis, e un personaj, și chiar dacă nu e comunicare, e un fluid emoțional care se creează între oamenii care ne vindecă, da? Și între noi, da? Între mine și voi și voi și mine se creează această cale lactee, da? O cale emoțională. Unul dă, altul primește și l-am dat și voi îmi dați cuvinte frumoase, da? Înțelegeți. Nu e musai să fiți într-o comunicare directă. E că poate să fie o persoană publică și să există această comunicare la Calea Lactei. Acum, evident că poate să fie și persoană pe care o cunoașteți mai bine. Cu cât o cunoașteți mai bine, cu atât vindecarea se produce și echilibru emoțional se produce mai rapid. E o dorință de împăcare a voastră, a lor, cred că a ambilor, care va manifesta într-adevăr asul de cupe și 10 de cupe. Vedeți aici, cărțile sunt undeva într-un colțișor, da? Ce frumoase sunt!
Se va manifesta. O mare bucurie. Temperanța în general reprezintă săgetătorul și nu vorbesc de zodie musai, cât de perioada. Ceva legat de săgetător și de semnele de apă. Și zic de perioada săgetătorului, eu când în ultima vreme sunt foarte atrasă de astrologia vedică, noi încă suntem sub zodia săgetătorului, pentru cei care nu știți, chiar dacă știți că am intrat în zodia sau ne pregătim să intrăm în zodia Capricornului, nu, suntem în săgetătorul vedic. Din acest motiv am avut așa o reținere să vă spun sau nu vă spun. Dar încă suntem marcați, da? Și acest săgetător vedic, această dorință de comunicare înaltă și exprimarea sentimentelor și a emoțiilor profunde pe care le aveți față de cineva, voi sau ei, dar eu cred că și voi aveți. Și luna aceasta, clarificată de 9 de cupe, mai, unul dintre voi este conștient de emoțiile sale, celălalt încă nu și l-a descoperit. Trebuie să învețe să le descopere, repet, să iasă din frici, din dezamăgiri, din traumele emoționale, materne, familiare, profesionale. Pentru unii dintre voi, țineți în secret față de cineva câte emoții. În secret, da, e un secret. Acum poate ține secret față de public, nu în față de persoana respectivă, vedeți și voi unde sunteți, da? Emoțiile profunde, speranța pe care o aveți față de cineva. Încercați să manifestați răbdare, pentru că știți că această răbdare, de fapt, este cheia iubirii necondiționate și profunde. Da? Și manifestând răbdare, vindecare față de frici, de dezamăgiri, de griji, de proiecte eșuate, inclusiv proiecte profesionale, da? Acestea vă vor aduce Asul de Cupe și 10 de Cupe. O bucurie, un început, o nouă relație, posibilitatea de a fi cu cineva, nu doar să începeți o relație, dar să și fiți cu cineva. E o stare de euforie, absolut euforia asta descriu. Dar totul, până la euforia aceea, pleacă de la detașarea mentală de griji. Aici sunt apele tulburi, aici sunt apele tulburi, da? Aici le lăsați în spate, apele tulburi, da? Detașarea de griji și un gest practic prin care vindecați o inimă rănită a voastră sau a lor. Știți că există cineva care suferă în relație cu voi, că sunteți voi, că sunt ei. Și acest gest, asul de monede, un cadou, un telefon, niște flori, bomboane, ce vreți voi să fie, dar o inel, bine, să nu exagerăm totuși, depinde ce legătură sunteți. Dacă e mai de lungă durată sau mai de scurtă durată, da? Acest gest va vindeca întreaga poveste. Și va echilibra situația care în acest moment este dezechilibrată. Da, va echilibra. Veți da unei persoane eventual sau veți primi, după ce cineva nu v-a băgat în seamă, să zicem, depinde unde sunteți voi, veți primi un ajutor financiar, un gest care vă va bucura. Sau, depinde unde sunteți, veți face voi acest gest. Oferiți cuiva.
Nu știu, deci în acest moment am senzația că persoana îmbrăcată în galben care primește acest gest, da? Uite aici, e galbenul la 9 de cupe, e galbenul pe haina regelui de cupe, este galben în asul de cupe. Așa văd acum, pentru că asta mi-arată contextul. Persoana aceasta va aduce galben, înseamnă încredere și bucurie. Deci dați persoane care va aduce încredere și bucurie. Dacă sunteți voi care dați. Acum poate unii primiți. Iar primiți pentru că aduceți bucurie în viața cuiva, într-o formă sau alta. Dar e destul de frumos, nu credeți? Eu zic că e frumos. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sărbători fericite. Vă pup, numai bine!